Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Astăzi explorăm împreună cum te vede acum persoana care te interesează. Vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează, pentru că este o citire colectivă. Este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Setul de tarot, oracolul și alte seturi de tarot, oracole, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Le puteți găsi pe site, pe www.taroterapia.ro. Vă invit să rămâneți până la final, voi da detalii despre date de naștere, semne zodiacale, inițiale, pe măsură ce ele apar în citirea noastră. Așadar, cum te vede acum persoana care te interesează? Persoana asta te vede ca pe cineva stabil, te vede ca pe cineva care are controlul asupra vieții sale, dar percepe că în interiorul tău mocnește ceva. Așadar, persoana asta pare să bănuiască un anumit tumult, o cantitate de furie, o anumită supărare pe care tu, ascultătorule, ai avea-o vis-a-vis de el sau de ea. Și vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Ce mai observă această persoană la tine este că ai această determinare să schimbi lucrurile care nu îți plac. Persoana asta știe că ești aproape de finalul unui ciclu și că ești pe cale să schimbi ceva, să aduci ceva în viața ta nou și diferit. Haideți să vedem mai departe cum te vede el sau ea acum. Te vede la fel de generos sau generoasă, însă persoana asta realizează că tu te-ai fi trezit. Și mai simt aici că vorbim despre o persoană care la un moment dat te-a pus pe un piedestal atât de sus încât nu a știut cum să se mai cațere până la tine. Adică persoana asta are un soi de admirație extremă față de tine. Persoana asta întotdeauna pare să fie cu vreo 20 de pași în spatele tău, ascultătorule, și în același timp simt că pe cât de mult te admiră, tot cam cu aceeași măsură își dorește să te pedepsească. Și asta pentru că atunci când cineva este extrem de idealizat pentru noi, acea persoană riscă să se transforme de asemenea într-un soi de opresor, într-un soi de persecutor. Asta pentru că am mutat puterea din interiorul nostru în această imagine idealizată a persoanei respective. Și pare să fie exact ceea ce această persoană a făcut și face. Așadar, te vede ca pe o persoană serioasă, știe că tu nu renunți, știe că ai generozitatea ta, știe că ești o persoană altruistă, știe că poți să fii o persoană foarte caldă, dar știe de asemenea că te poți trezi sau că te-ai trezit și că ceea ce nu îți convenea în povestea asta s-ar putea să fie pus pe masă. Așadar, această persoană, de fapt, s-ar aștepta la niște revendicări din partea ta. Această persoană, de asemenea, te vede cumva înflorind, da? Avem această regină de monede, care este practic regina abundenței. Este cea care are la îndemână tot ceea ce îi trebuie, este cea care poate să dea și celorlalți. Este o femeie care își respectă nevoile și dorințele, un soi de iubita potrivită, soția potrivită, femeia pe care se poate baza, da? Persoana asta de la care poate să învețe în continuu. Pentru că, într-un fel sau altul, tu, ascultătorule, te descurci. Și asta percepe
această persoană. Până acum au apărut persoane din Berbec, Scorpion, Taur, Balanță sau Gemeni, de asemenea Capricorn sau Pești. Haideți să vedem mai departe. Cum te vede acum această persoană? Iată, apare și Regina de Cupe. Cineva care stă pe afară exact când e mai frig. Cineva care trebuie să culeagă roadele muncii sale. Aici ne referim la această persoană care, ascultătorule, simt că s-a poziționat în umbra ta și stă acolo dârdâind de frig și se întreabă dacă nu cumva tu ar trebui să te miști, să te dai mai încolo și să nu-i mai ții lui sau ei umbră, fără să realizeze că alegerea a fost una proprie, că el sau ea s-a poziționat acolo, adică exact ceea ce povesteam mai devreme, și anume, a sta în umbra ta înseamnă că această persoană îți vede măreția, dar că nu reușește să-și vadă propria măreție și să-și vadă propriul potențial. Așadar, de ca și cum toate calitățile s-au grupat în tine, ascultătorule, și persoanei ăsteia nu i-a mai rămas nimic. De ca și cum ar fi trebuit să împărțiți toate darurile din lumea asta și toate au ajuns la tine și la el sau la ea mai nimic. Și de fapt, această persoană pendulează în a se apropia de tine pe de-o parte și a se bucura de ceea ce tu poți oferi și a se hrăni din plin din darurile tale și asta, spuneam, în umbra ta, da, asta afară în frig, poate, asta în ger și a te invidia. A nu reuși să construiască nimic pentru sine. A nu reuși să aducă ceva bun în această relație. Și alternează stările astea. Sunt momente în care persoana asta pare, de exemplu, foarte tăcută. Sau promite ceva și ghișce, nu face. Sunt momente în care răspunde monosilabic și simți că există ceva ostil acolo în atitudinea acestei persoane și întreb ce se întâmplă și persoana spune, n-am nimic, e totul ok, pe un ton răstit. Și alte momente în care persoana asta se gudură pe lângă tine, de ca și cum ar fi un animăluț de casă, încearcă să fie cât mai mult pe placul tău, face propuneri la care tu nu te aștepți, îți face complimente, după care te trezești că pleacă și mai trec câteva zile sau mai trece o săptămână și persoana asta iarăși parcă are toate corăbile scufundate și te întreb de ce. Așadar, vorbim aici despre o persoană care este foarte familiară cu acest comportament pasiv-agresiv. Este cineva care nu are curaj, până la urmă, să spună ce o deranjează sau ce îl deranjează. Persoana asta nu are suficientă maturitate emoțională încă pentru a înțelege că toată această pendulare, toată această inconstanță, toată această labilitate creează în tine niște sentimente foarte, foarte puternice de iritare, de mânie, de frustrare, da? Și ajungem din nou la turnul ăsta care apărea aici. Și ce e mai interesant de atât, este că persoana asta trăiește cu spaima ca nu cumva să-i întorci spatele, însă, în același timp, parcă ar fi legat la ochi în a observa ce are de făcut pentru ca o astfel de situație să nu se întâmple. Parcă ar fi acel personaj din povestea cu drobul de sare. Da? O să cadă drobul ăla de sare, ce nasol, aoleu, ce o să se întâmple?
dar nu mă gândesc că aș putea să mă duc să-l iau de acolo, să-l mut și să preîntâmpin ceva probleme. Persoana asta are momentele sale de plânset, de pus capul în mâini, da, de disperare. Are momentele sale în care crede că întreaga lume îi este pur și simplu inamică și parcă nu prea ia mult de acolo, adică parcă nu învață din această ciclicitate, pentru că simt că există o ciclicitate aici, pentru că vorbim despre persoane care par să pună în scenă în continuu același scenariu, poate un pic modificat, poate cu alte haine, dar în fond pare că sunt aceleași interacțiuni care se întâmplă și parcă tot spre tine se uită, ascultătorule, spunând că tu ești oricum mai talentat, mai înțelept, mai inteligent și că soluțiile cred că tot tu ar trebui să le ai și că, bineînțeles, soluțiile trebuie să vină de la tine, având în vedere toată această înzestrare, da? Înzestrare pe care spuneam, ba o ridică în slăvi, ba încearcă să o distrugă, mușcând din ea și sfâșiind așa cum știe mai bine. Și neștiind să explice, de fapt, toată această dinamică, da? Nereușind să spună că, în fapt, are momentele sale în care se simte limitat sau limitată, că are momentele sale în care se simte la pământ, că a făcut această alegere de a fi cu tine sperând că va deveni o persoană mai bună, dar în același timp se simte zdrobit sau zdrobită de ceea ce poți face tu. Mă întreb cum rezonează cu voi. Au apărut aici, iată, din nou balanța, avem gemeni, avem o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de foc, o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ, o interacțiune dintre două semne de foc, o interacțiune dintre două semne de aer. Avem persoane care sunt născute în date, adică zi, lună sau an, care pot conține următoarele cifre: 2, 9, 6, 7, 4, 1 sau 5. Vedem mai departe. Această persoană știe că tu, ascultătorule, ești foarte bun sau bună la ceva anume. Există ceva anume ce tu cultivi în viața ta și lucrul ăsta începe să-ți aducă tot mai multe rezultate. Există tot mai multe recompense care vin către tine. Și în același timp, iată, în momentele sale de lumină, în momentele sale de plus, această persoană reușește să-și spună că de fapt voi ați fi predestinați, că sunteți făcuți unul pentru celălalt pentru că vă completați atât de bine, da? Deci are această fixație, pentru că pare să fie o fixație, vis-a-vis de puterea voastră împreună, despre cât de special sunteți voi în cuplu, spuneam, fără să aibă acces la modul în care aruncă cu tot felul de bucățele, cu tot felul de pietricele sau cu noroi peste povestea voastră, da? Subminarea relației voastre nu este în zona conștientă a acestei persoane. Și poate că atunci când voi încercați să atrageți atenția asupra lucrurilor care se întâmplă, aveți parte fie de tăcere, fie de izbucniri foarte, foarte furioase. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Haideți să vedem în continuare. Folosim acest Sibila 800. Cum te vede acum persoana care te interesează? Persoana asta face tot felul de chestii ciudate atunci când bea un pahar în plus sau are niște prieteni de pahar cu care povestește despre povestea voastră și ar mai avea o persoană mai în vârstă cu ceva probleme de sănătate care ar consilia-o parcă în legătură cu relația voastră. Simt că aici avem totuși niște persoane care îndeamnă această persoană să fie ceva mai natural în interacțiunile cu tine, să converseze mai des, să aducă mai multă sinceritate, da, în povestea voastră. Adică din întâlnirile sale această persoană are tot felul de îndrumări bune vis-a-vis de tine și vis-a-vis de această relație. Haideți să vedem mai departe.
Această persoană pare să aștepte un moment special, un moment al revederii, un moment care are legătură cu a sărbători ceva anume, da? Un eveniment, ziua cuiva, de exemplu, sau poate aveți de sărbătorit, eu știu, aniversarea relației. Există aici ceva ce această persoană ar aștepta și parcă vrea să declare ceva mai sensibil cu această ocazie. Parcă vrea să vorbească despre blocajele sale, despre această frică de pierdere, dar parcă își tot caută cuvintele pentru că nu are o claritate prea mare în interiorul său. Adică cei dintre voi care au ajuns așa într-o situație extremă simt că vor avea parte de o deschidere a cufărului, ceva mai largă, și din cufărul ăsta s-ar putea să iasă ceva povestiri, da? S-ar putea să iasă ceva amintiri, s-ar putea să iasă ceva dorințe mai profunde. Parcă persoana asta încearcă, da? Încearcă așa cu toate forțele sale să-ți transmită ceva, astfel încât să nu lase chiar totul să se prăbușească. Mai departe, da, persoana asta ți-ar spune că are momentele sale de tristețe, de melancolie, da? Are momentele sale în care se întreabă dacă nu cumva este în depresie, că stă singur sau singură în casă cu gândul la tine, că aude ceva anume sau aude o anumită melodie și imediat îi apar tu în minte. Persoana asta îți vorbește ceva despre casa ta de asemenea, îți vorbește ceva despre mobilă sau despre a schimba ceva sau îți cere o părere despre ceva ce vrea să facă, o îmbunătățire, de exemplu, la casa sa. Haideți să vedem mai departe. Parcă ți-ar propune și un soi de târg, un soi de negociere. Persoana asta ți-ar spune că aveți de negociat niște termeni pentru a putea ajunge la lucruri mai serioase, pentru a putea ajunge, de exemplu, la o logodnă, la o căsătorie, la a mutat împreună, dacă nu sunteți deja acolo. Așadar, simt că vrea să vină cu ceva, să aducă ceva la schimb. Parcă e dispusă totuși să facă ceva compromisuri, să încerce ceva mai mult, să dea ceva mai mult. Pentru că ceva din trezirea ta, ascultătorule, va trezi ceva și în această persoană. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!